Acest videoclip a fost creat în colaborare cu Telecom Academy, cea mai mare platformă de cursuri online din România la prețuri accesibile. Mai multe detalii la finalul episodului. Se spune că agricultura este invenția care a avut cel mai mare impact asupra lumii. Nimic mai adevărat. Totuși, putem considera agricultura drept piatra de temelie de la care oamenii au dorit din ce în ce mai mult și astfel au îmbunătățit constant domeniul. Astfel, inovațiile și-au făcut apariția într-un ritm foarte rapid și nu au reușit să îmbunătățească doar agricultura, ci și celelalte domenii, pe unele chiar indirect. Așadar, de acum 12.000 de ani și până în prezent, am reușit să dezvoltăm continuu, ajungând în momentul în care ne putem bucura de beneficii în cadrul domeniului medical și al calității și speranței la viață. Luând în considerare popoarele care au contribuit la dezvoltarea lumii, nu putem omite vreunul. Putem spune că fiecare colț al lumii a contribuit cumva la amplul proces care nu se va termina niciodată. De asemenea, chiar și poporul român a avut multe de oferit și astăzi vom exemplifica 5 compatrioți a căror existență a schimbat lumea. Poate nu ați auzit de toți dintre ei, însă suntem siguri că după acest episod veți aprecia mai mult invențiile lor și chiar și pe ei care au contribuit la o lume mai bună. Petrache Poenaru. Invenția sa a fost cu siguranță o inovație în perioada în care a apărut și de asemenea este indispensabilă și în prezent. Probabil că mulți dintre noi avem amintiri legate de școală și de felul în care am învățat să scriem cu stiloul cu peniță. Ei bine, Petrache Poenaru este cel care a dat lumii acest obiect. Petrache Poenaru s-a născut la 10 ianuarie 1799 în localitatea Bănești, județul Vâlcea, într-o familie de aristocrați. Inventatorul român a urmat școala secundară a Bisericii Obedeanu din Craiova. După absolvire, acesta a lucrat la Cancelaria Episcopiei Râmnicu-Vâlcea și apoi a predat limba greacă la Școala Metropolitană din București. Printre alte domenii remarcabile, Petrache Poenaru s-a implicat și în domeniul invențiilor și astfel acesta a reușit să patenteze o unealtă de scris care nu se termina niciodată, care se alimenta cu cerneală singură față de celelalte instrumente prezente atunci. Acest eveniment a avut loc aproximativ în jurul anului 1827, însă ca orice altă lucrare de interes, a fost îmbunătățită cu timpul de către alți inventatori. Mai exact, 50 de ani mai târziu, în 1884, Louis Edson Waterman a îmbunătățit stiloul produs de Poenaru. Stiloul portabil care nu se termină a fost decisiv în dezvoltarea societății de acum două secole și chiar și în prezent, deoarece invenția românului a înlocuit penele și stilourile cu peniță metalică, care nu făceau altceva decât să zgârie foaia și să lase adesea urme mari și inestetice de cerneală. Henri Marie Coandă. Încă din perioada adolescenței, Henri Coandă s-a dovedit a fi un adevărat geniu. Până la vârsta de 22 de ani, acesta absolvise deja multiple facultăți și deținea multe profesii și titluri. Așadar, cunoscutul român reprezintă una dintre cele mai luminate minți pe care le-a cunoscut lumea, oferind invenții valoroase în diferite domenii total diferite. Așa cum inginerul francez Gustave Eiffel l-a descris, Henri Marie Coandă a fost cu siguranță cu 30, dacă nu chiar cu 50 de ani mai devreme, reușind să anticipeze și să patenteze lucruri revoluționare. Și totuși, există un domeniu anume care oferă importanța acestui nume, mai exact, aviația. După câteva machete și chiar și niște planoare, Henri Coandă a reușit să obțină brevetul pentru inventarea unui motor turbopropulsor. Astfel, Coandă a reușit să consolideze un cadru aviatic, un avion pentru motorul său, și la 16 decembrie 1910, acesta a decis să-l testeze pe aeroportul Issy-les-Moulineaux. După cum bine știți, Henri Coandă a reușit să zboare aproximativ un minut cu mașinăria sa, după care lucrurile au luat o întorsătură proastă. Astfel, avionul lui Coandă s-a făcut scrum, însă acesta a reușit să scape cu daune minime, ambiționându-l mai mult ca niciodată să își continue invențiile. Bristol Aeroplane, o companie de succes de aeronave, i-a observat potențialul și l-a numit pe român director de uzină.
Datorită talentului și implicării sale, acesta a reușit să ofere firmei multe tehnologii și aparate de zbor, reușind să o ridice în topul celor mai importante companii aviatice. Până și companiile americane i-au observat talentul lui Quanda, cerându-i să îi se alăture programelor de cercetare NASA și US Air Force. Acesta a fost implicat direct în dezvoltarea unor torpile subacvatice care atingea viteze record și nu putea fi detectată de radare. Nicolae Paulescu. Nicolae Paulescu a reușit să își câștige un nume în istoria internațională oferind un remediu pentru a face viața mai bună bolnavilor de diabet și anume insulina. După cum bine știm, această boală este destul de răspândită și afectează aproximativ 9,5% din populația globală. Nicolae Paulescu s-a născut în data de 8 noiembrie 1869 în București. Încă din perioada liceului, acesta a fost fascinat de chimie și fizică, urmând să plece la Paris pentru a-și aprofunda studiile medicale. Astfel, el obține titlul de doctor în medicină în 1897, fiind de asemenea implicat ca și cadru medical în două spitale franțuzești. În anul 1900, Nicolae Paulescu decide să se întoarcă în România, unde va ocupa funcția de șef al secției de fiziologie a Facultății de Medicină a Universității din București, o funcție de longevitate pe care o va deține până în 1931, când marele inventator a decedat. Studiile sale referitoare la pancreas și mai ales la boala care îl afectează au început încă din 1899. Deși nefinalizată, Paulescu își expune lucrarea, însă aprofundarea ei a fost stopată de apariția Primului Război Mondial. La 3 ani după finalizarea războiului, în 1821, acesta și-a prezentat varianta finală a muncii sale. El a găsit în interiorul pancreasului un produs activ antidiabetic pe care el l-a numit pancreină, substanță ce este cunoscută în prezent ca fiind insulina. Deși această descoperire poate fi una dintre cele mai importante din domeniul medicinei, Paulescu nu s-a bucurat de prea multă recunoaștere. Astfel, în 1923, cercetătorii canadieni Frederick Banting și Charles Best au cules laurii muncii românului. Ei au fost premiați cu premiul Nobel, argumentând că Paulescu nu a susținut ideea cum că injecțiile cu insulină ajută în vreun fel. Nedreptățit, Nicolae Paulescu s-a adresat comisiei, însă cererea sa a fost respinsă. Situația s-a remediat totuși în 1969, când vicepreședintele premiului Nobel a făcut dreptate și i-a atribuit invenția românului, care din păcate nu a mai fost în viață să se bucure de această realizare, care ajută mai mult de 9% din populația întregii planete. Ștefan Odobleja. Născut într-o familie săracă, Ștefan Odobleja a reușit cu ajutorul minții sale luminate și prin multă muncă și cercetare să devină unul dintre cei mai apreciați români, inventând o nouă știință. La data de 13 octombrie 1902 se naște în Valea Hoțului din județul Mehedinți precursorul ciberneticii generalizate. Având merite deosebite încă din clasele primare, acesta ajunge să studieze medicina și să devină doctor militar, practicând în multiple județe ale țării. În 1938, Ștefan Odobleja stabilește temele de bază ale ciberneticii în lucrarea Psihologia consonantistă, publicată la Paris în limba franceză. Această lucrare a apărut cu 10 ani înainte de tipărirea ideilor lui Norbert Wiener, fiind considerat inițiator al ciberneticii. Lucrarea românului a fost ignorată în mare parte din cauza războiului. Ideile românului se adresau mai mult lumii academice. În schimb, Norbert Wiener a venit la 10 ani mai târziu cu aceleași concepte, însă le-a dat un scop practic. Deși Odobleja a dorit doar să arate cum funcționează psihicul uman, ideile sale sunt corecte și au fost considerate bazele ciberneticii. Savantul a descris funcțiile psihologice prin intermediul unei scheme generale a unui sistem cibernetic. A considerat că organele de simț sunt reprezentate de intrări de receptori și primesc informații de la mediul înconjurător, în timp ce mușchii erau considerați ieșiri. Omul de știință s-a stins în 1978. El a fost ales post-mortem membru al Academiei Române în 1990.
Multe dintre lucrările sale au fost publicate după ce a murit din cauza autorităților comuniste care îl aveau sub supraveghere. Alexandru Ciurcu. Într-un sat din apropierea Făgărașului, în data de 29 ianuarie 1854, se naște tatăl motorului cu reacție. Studiile sale din Viena de drept și de profil tehnic îi oferă cunoștințele pe care le va prezenta lumii prin intermediul motorului său cu reacție. Datorită meseriei de jurnalist, acesta și-a găsit un prieten foarte bun care l-a susținut în timpul dezvoltării și anume Just Buisson. În urma articolelor ceva mai dure, Ciurcu este silit să-și părăsească țara natală și acesta se duce la Paris. Inițial, în urma unei expoziții a unui avion cu motor electric, Ciurcu a vrut să folosească un motor cu reacție pe o astfel de caroserie. Totuși, într-o perioadă în care legile termodinamice erau stăpânite de mulți oameni, Ciurcu a reușit să dezvolte un motor care să se folosească de detenta gazelor. Acesta a reușit să demonstreze aplicabilitatea motorului său montându-l pe o barcă și navigând împotriva curenților. Așadar, el a inventat atât barca cu motor, cât și motorul cu reacție. Totuși, Alexandru Ciurcu renunță prematur la invențiile tehnice întorcându-se în România. Acesta primește funcția de redactor șef al ziarului Timpul, urmând ca la sfârșitul lunii ianuarie 1922 să se stingă din viață. Din păcate, într-o mare măsură, invențiile românilor nu au avut parte de recunoașterea necesară la momentul apariției. România a contribuit și face acest lucru și în prezent la dezvoltarea tuturor domeniilor, oferind idei și invenții unicate. Deși nedreptățirea poporului român a fost destul de des întâlnită, creatorii și-au îndeplinit scopul cu brio și au reușit să-și pună amprenta asupra unor domenii care, după cum am văzut, nici măcar nu au existat până ca aceștia să le conceapă. Acum că ați aflat mai multe despre toți acești oameni remarcabili, poate sunteți motivați voi înșivă să învățați un nou skill. Telecom Academy este locul perfect pentru a face asta. Recent am terminat personal cursul de Excel Fundamentals, deoarece folosesc Excel în fiecare zi, vi-l recomand cu căldură. Telecom Academy este cea mai mare platformă de cursuri online din România, care oferă materiale video complete în limba română create de experții lor, materiale care pot fi accesate de oriunde și de pe orice dispozitiv. Astfel, nu contează unde te afli, poți fi oriunde în România sau nu și vei putea învăța ce te pasionează în limba română după standardele predate studenților de facultate. Urmează să trec și prin cursul de HTML și CSS, deoarece doresc să îmbunătățesc site-ul nostru. Cu ocazia asta, poate începem în sfârșit să postăm articole și acolo. Dacă sunteți curioși, puteți accesa linkul din descriere sau din primul comentariu unde veți găsi și o reducere substanțială la pachetul Microsoft Office. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și pentru că ați rămas până la final. O să fie unul foarte complicat. Totuși putem piatra de temelie de la care oamenii... E greu. Rămâne varianta precedentă, a fost bine, mă complic degeaba. Cam atât, nu? Asta.